Primăria municipiului Galați ia atitudine împotriva chiriașilor cu datorii din blocurile Anele. Sunt vizați 163 de titulari de contracte de închiriere din blocurile Anele situate în cartierele Dimitrie Cantemir, Gara CFR, Micro 17 și Micro 13B, ale căror debite sunt mai vechi de 3 luni. Restanțierii cumulează datorii totale de 446.000 de lei fără penalități, iar cel mai vechi debit este înregistrat de un locatar din blocurile Anele Micro 17, care nu a mai plătit întreținerea de 72 de luni și are o datorie de 25.600 de lei. Primăria municipiului Galați îi avertizează pe chiriașii cu debite restante la plata chiriei sau a întreținerii că vor fi evacuați conform legii și se va trece și la recuperarea debitelor.